Veșnicia s-a născut la sat, spunea marele poet Lucian Blaga. Cu siguranță clasicul vorbea despre satul nostru, despre satul moldovenesc, dar nu vorbea despre satul din perioada guvernării comuniste. După 8 ani de guvernare comunistă, sătenii noștri au ajuns să trăiască astăzi într-o sărăcie lucie. Infrastructura localităților rurale este distrusă, ori lipsește cu desăvârșire. În opinia celor de la Pele, toate acestea se atestă după ce, în toată perioada guvernării, comuniștii s-au tot lăudat cu programul lor de dezvoltare a localităților rurale, satul moldovenesc. Sute de localități din Republica Moldova, care din păcate servesc mai mult ca și materie primă pentru statistică, nu dispun de apă, canalizare, gaze naturale, telefon. Doar 15% din locuitorii din sate au astăzi telefon fix. Gazele naturale au devenit un lux pentru cetățenii noștri din sate. Astăzi, pentru a încălzi pe perioada de iarnă o casă cu o suprafață medie în satele noastre de 70-80 de metri pătrați, este nevoie de 2-3 mii de lei, în condițiile în care bugetul lunar al multor familii din satele noastre, a celor mai multe familii din satele noastre, nu acoperă această cheltuială. În aceste condiții, în ultimii 2-3 ani, cetățenii noștri s-au văzut nevoiți să revină înapoi la surse de încălzire, precum lemnul, cărbunele, tizâcul. Gazificarea obligatoriu trebuie să aibă loc din banii Moldova Gaz, nu din banii cetățenilor. Cu ce drept Moldova Gaz a jefuit cetățenii de 10, 15, 20 de mii de lei, obligându-i să procure instalații, să construiască rețele de gaz, pe când asta este sarcina furnizorului de servicii. Și Moldova Gaz trebuie să fie obligată să întoarcă acești bani cetățenilor. Și toată infrastructura să fie construită din banii acestei întreprinderi. Practic, statul care este acționar la Moldova Gaz comite o mare nedreptate împotriva propriilor cetățeni. Numai în jurul la 20% din locuitorii rurali dispun de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă. Majoritatea peductelor nu corespund cerințelor igienice. Instalația de depurare a apelor reziduale din localitățile rurale nu funcționează din cauza deconectării lor de la sistemul de aprovizionare cu energie electrică, a distrugerii sau sustragerii echipamentului. Peste jumătate din populația rurală consumă apă ce nu corespunde standardelor, ceea ce conduce la un nivel înalt de morbiditate. Cu toate acestea, oamenii nu pot cunoaște realitatea, pentru că 7 din 10 locuitori de la sate au acces la doar o singură sursă de informare, pretinsul post public de televiziune Moldova 1. În aceste condiții este greu să convingi lumea că în secolul 21 este anormal să întâmpin dificultăți la circulație dintr-o localitate în alta. A încercat cineva să meargă la Bălț pe șoseaua de beton, de la Chișinău la Bălț. Ei, ca să ajungi la Bălț trebuie să o iei prin câmp, pentru că șoseaua la un moment dat se termină și nu ai cum să treci în partea cealaltă a unui pod, în preajma localității Chișcăreni. Și acela este drum european, de importanță europeană în Republica Moldova. A încercat cineva să ajungă de la Briceni la Corjăuț. Surpriza va fi că drumul la un moment dat intră și trece printr-un iaz. Și trebuie să mergi cu mașina prin iaz, ca după aceea să poți să ajungi în localitate. Probabil va trebui de mers și cu mașina și cu barca pe viitor. A încercat cineva să ajungă de la Ungheni la Nisporeni, unde șoseaua la un moment dat are o denivelare de circa 2 metri și dacă nu scazi viteza la timp la 20 de km la oră, riști să pur și simplu să nu te încadrezi în șoseaua respectivă.